23 iulie Oferit condiționat În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Romani 8,5 Hristos a promis darul Duhului Sfânt bisericii sale, iar promisiunea aceasta ne aparține în aceeași măsură în care a aparținut primilor ucenici. Însă, ca oricare altă făgăduință, ea este dată cu anumite condiții. Există mulți care mărturisesc credința și pretind făgăduințele Domnului. Ei vorbesc despre Hristos și despre Duhul Sfânt. Cu toate acestea, ei nu primesc niciun câștig real, pentru că nu-și predau sufletele călăuzirii și controlului mijloacelor divine. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să ne folosească pe noi. Prin Duhul, Dumnezeu lucrează în poporul său, voința și înfăptuirea după bunul său plac. Filipen 2 13 Însă mulți nu se vor lăsa conduși, ei vor să se descurce singuri. Din această cauză nu primesc darul ceresc. Numai aceia care îl slujesc cu umilință pe Dumnezeu, care caută călăuzirea și harul său, primesc Duhul lui. Binecuvântarea făgăduită, cerută prin credință, atrage după sine toate celelalte binecuvântări. Ea este oferită după cât de mari sunt bogățiile harului lui Hristos, iar el este gata să umple fiecare suflet după cât acesta poate primi. Împărtășirea cu Duhul este împărtășirea cu viața lui Hristos. Numai aceia care sunt astfel învățați de Dumnezeu, numai aceia care posede lucrarea interioară a Duhului, și în ale căror vieți se dă pe față însăși viața lui Hristos, pot sta ca adevărați reprezentanței Mântuitorului. Hristos a făgăduit că Duhul Sfânt va rămâne cu cei care se luptă pentru biruința asupra păcatului, pentru a demonstra puterea cea mare a divinității, înzestrându ne alta omenească cu tărie supranaturală și inițiindu-i pe cei neștiutori în tainele împărăției lui Dumnezeu. Când o persoană este pe deplin golită de euul său, când fiecare Dumnezeu fals este izgonit din Suflet, golul este umplut de Spiritul lui Hristos. O astfel de persoană are credința care curăță Sufletul de întinăciune. El se conformează Duhului și ia aminte la lucrurile Duhului. Nu are nicio încredere în sine însuși. Hristos este totul și în toate.